parcele. Aveam o parcelă de culoare roșie, o parcelă galbenă, sus, galben, sus, o parcelă albastră și una verde. Așa. Pe parcela galbenă, grădinarul avea plantat porumb, pere, gutui și caise. Așa. Pe parcela verde, grădinarul a sădit castraveți, nepenteți, pătrunjel și brocoli. Parcela albastră era cea mai deosebită, pentru că acolo creșteau doar pomușoare, albine, duburi, coarză și porumbele. Parcela roșie, aici puteai găsi sfeclă roșie, ceapă roșie, căpșunele și vișine. Iar în mijlocul grădinii creștea roșia, pentru că ea se considera regina grădinii, deoarece ea poate fi de diferite culori. Poate fi galbenă, poate fi roșie, verde, poate fi și